Și vreau un aplauz de dumneavoastră să invit aici pe Maria Cioriș. Părința Mireasă, draga mea, ești frumoasă și cu onomirii. Daniel și Galina, astăzi am onoarea să vin la nunta voastră și la nunta voastră. Și mai întâi să vă transmit darurile care le am, dar vreau să o invit și pe doamna Svetlana, mămica Mireasă, soacră mică. Dumneavoastră sunteți? Nu vă rușinați de faptul că vineți lângă Mireasă, așa? Fiindcă dacă observați, am două coșulețe bogate de flori, și cu aplauzele voastre am să le dau Mireasă. Și doamne Svetlana. Și totodată îl invit și pe Matei. Este un băiețel așa micuț. Matei. Doarme, Matei. Așa. Păi ne zamerea să-i transmit, te rog frumos. Conunghiere m-a spus că n-am venit cu mică. De ce femeie, nu știi cum îți latină. Din partea mea două cuvinte bune și o privire calmă. Iar acum, mă rog, stimații muzicanți, spuneți o melodie așa mai lentă, de un fond al de melodii mai nostalgic, că vreau să vă transmit un mesaj. Eu sunt sigură că nu vă dați seama cine m-a adus aici. Să o știți. Vă nuiți? Cine? Îți fătare, apropiați sau rude, orice caz, le mulțumesc, foarte frumoasă surpriză. Ne bucurăm enorm că avem persoane care ne apreciază. Păcat că nu sunt ei aici, că dacă ne-au făcut această surpriză, e clar că nu sunt aici. Dar noi o să facem tot posibilul să ne întâlnim, să ne veselim împreună și sărbătorile să continuă. Mulțumesc! Galina, dacă poți spune și numele, cam dacă îți dai seama cine m-a adus aici? Posibil Victoria. Așa! A ghicit, uite, din prima! Deci. Eu de obicei spun de la cine vine surpriza la final, dar acum am simțit eu că mi-e lăsui că va ști. Știi ce mi-e lipsește, așa? Și am următorul mesaj pentru tine, draga mea, și pentru voi. Draga mea, Galina, azi de fericit. Cu ocazia de aceste zile importante, astăzi, draga mea, tu te măriți. Vă doresc din suflet să fiți fericiți foarte. Lângă jumătatea ta, vă doresc fericire eternă. Fericire nemărginită, draga mea, și dragoste plăpândă, indiferent de vreme. Fie ca în viața voastră să nu existe zile postomorâte, iar din ochii voștri nici când să nu dispară fiorul dragostei nemărginite. În familia voastră să domine bunăstare și iubire reciprocă. Fii fericit, draga mea, Galina. Vă doresc iubire veșnică și vreau să împart astăzi cu tine bucuria ta cea mare. Te rog, iartă-mă pe mine când am venit la sărbătoare. Îmi pare rău că nu-ți sunt alături, dar sufletește mereu suntem lângă voi, dragii noștri, și de îndepărtare vă felicităm. Casă de piatră, o viață lungă și fericită vă dorim. Sănătate, bani în pungă, să fiți fericiți din plin. Să fiți bogați nu doar financiar, dar și în oameni buni la masă. Căldura în caminul vostru familiar și să aveți o nuntă frumoasă. Din partea familiei Chișcă, așa Victoria și soțul ei vă fericită cu mare grad de îndepărtare și vă urează o sărbătoare frumoasă alături de lumea asta minunată, care văd eu că sunt foarte bravă, foarte frumos și vesel. Acum și-am zis, văd la joc, la dans. Deci, Coneța Mireasă a transmis tot ce trebuia să a vrut să le spună. Îți mai oferă dat cuvântul și chiar poți să-i spui Victoria, uite, cu numele ei. Ce vrei să-i mai spui? Victoria, îți mulțumesc din suflet că din prima an de studenție ai fost o persoană de încredere, un număr pe care mereu m-am putut baza. Mulțumesc pentru prietenia sinceră, pentru momentele frumoase. Îmi este nespus de dor de tine și promit în orice moment să-ți fiu alături, cu sufletul, cu gândul, cu fapta bună și cu gânduri pozitive. Te iubesc și îmi este dor de voi. Aștept o invitație la nunta voastră cât mai curând. Sperăm ca noi în prezent ca marea voastră pe mine. Vă iubim și vă mulțumim! Ce frumos vorbești, Mireasă, ca noi!
Deci, să înțeleg, ei tot să pregătesc de nuntă, da? Așa. Felicitări și vouă și pregătire frumoasă. Conumiri. Două cuvinte. Îi cunoaște? I-ați văzut personal? Așa. Eu cred că veți găsi două cuvinte să le transmiteți. Ce vreți să le spuneți? Să-i mulțumesc cu Vica. De când am început primele întâlniri cu Galina, aproape 5 ani în urmă, am reușit să o cunosc eu pe Vica și mă arăt pentru Galina, este prietena adevărată, care ne-a salvat pe noi de la Moldeni. Și o așteptăm acasă să o vedem. Și să fim revizionți la momentul ei. Rușinoasă, să vede, așa e mai primit, dar n-am mare cadou. Ia că așa, îmi cer iertare, eu sunt abătă. Ai văzut? Asta e tăcută, făcută, ai văzut? Eu zic că n-am cadou. Îmi cer iertare, eu sunt abătă. Dar mă, Svetlana, și pentru că ați fost și dumneavoastră luată în seamă, cred că vă cunoaște, o cunoaște pe mămică, așa ați stat la mamă să vă cunoaște. Ce vreți să-i transmiteți Victoriei? Victoria, pentru cadou, ne așteptăm să ne revedem și mulțumesc frumos! Eu vă mulțumesc mult pentru atinție! Cu mințăie tăți așa ca la grădiniță m-a ascultat! Așa îmi place, am ușa să vă văd, am un cu mințăie între știți, vreau să cânt și vreau să jucați așa frumos cum se dansează la nuntă!